Numai să vă, numai să vă colindăm. E Crăciun, e Crăciun și noi venim. La tot omul, la tot omul cel creștin. E Crăciun, e Crăciun și noi venim. La tot omul, la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, noi să o dăm. Pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. Vestea nașterii s-o dăm, noi să o dăm. Pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. Fiul cel sfânt, Fiul cel sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. S-a născut Fiul cel sfânt, Fiul cel sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Sara asta-i sara sfântă, sara sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Sara asta-i sara sfântă, sara sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până la anul, până la anul tot voiasă. Când colim, acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Când pornim, acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit, și cu drag tot o veni, tot o veni. Că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit, și cu drag tot o veni, tot o veni. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește nota acasă. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește nota acasă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. În noaptea sfântă de Crăciun, pe drumul nins de lună, trei mari călări cu suflet bun aleargă împreună. Ce dorul îi frământă, spre iesle ei călătoresc și cerurile cântă. Lerui, 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 Domn din cer. Și cântă inimile lor, aprins ai bucuria, că s-a născut Mântuitor, a s-a născut Mesia. Lerui, 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 Domn din cer. Venim și noi să lăudăm pe Domnul cu iubire și noi cu toți ne bucurăm de mare mântuire. Lerui, 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 Domn din cer. Mărturisindu-i vina grea, la el aflăm iertare și vom vedea o nouă stea pe cer cum ne răsare. Lerui, 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 lerui
Toată obștea creștinească, lerului Doamne, lerului Doamne, așa să se veselească, lerului Doamne, lerului Doamne, că stea mare s-a iubit, lerului Doamne, lerului Doamne, sus la Sfântul răsărit, lerului Doamne, lerului Doamne, strălucește cu tărie, lerului Doamne, Doamne, este mare bucurie, lerului Doamne, lerului Doamne. Hai Crăciune, hai Stăpâne, lerului Doamne, lerului Doamne. Să aduci bucurie în lume, lerului Doamne, lerului Doamne. Că veșnicul Dumnezeu, lerului Doamne, lerului Doamne, a trimis pe Fiul Său, lerului Doamne, să se nască în Biflaem, lerului Doamne, lerului Doamne, precum prorocița avem, lerului Doamne, lerului Doamne, și s-o născut pe pământ, lerului Doamne, lerului Doamne, astăzi Mesia cel Sfânt, lerului Doamne, lerului Doamne, pruncul cel prea luminat, lerului Doamne, Moscu drag am așteptat, lerului Doamne, lerului Doamne, și la toți cu bucurie, lerului Doamne, lerului Doamne, nașterea lui să ne fie, lerului Doamne, lerului Doamne, de acum până-n vecie, lerului Doamne, lerului Doamne, amin, Doamne, slavă ție, lerului Doamne, în amur de seară, când cerul se aprinde flori de măr, îngerii din ceruri vin să ne colinde flori de măr. Oamenii ascultă, nu doarme niciunul flori de măr. Sunt cu toții veseli că a venit Crăciunul flori de măr. Rumi și puși în leagăn, deși nu cuvântă flori de măr, colinda din ceruri, cu îngerii cântă flori de măr. Slava cea cerească inundă pământul flori de măr, iar în orice casă se naște cuvântul flori de măr. Mama pregătește scutece din pâine flori de măr, tata sfarmă în piuă cânepă și grâne flori de măr. Copiii își lasă lunga lor hârjoană flori de măr, când preotul vine cu sfânta icoană flori de măr. Cântă împreună imnul sfânt de praznic flori de măr, și simt cum un înger le rămâne paznic flori de măr. Lăvănii puternici, miei și asinii flori de măr, simt și ei din staul că e casa pâinii flori de măr. Trecând toți sătenii merg la liturghie flori de măr, văzduhul se umple cu fum de tămâie flori de măr. Îmbrăcați cu toții și îmbrăcați frumos flori de măr, gustă din potirul pruncului Hristos flori de măr. Se întorc acasă vesel și cu celnici flori de măr, lui Iisus în slavă că i-a făcut vrednici flori de măr. S-așează la masă cu toți împreună flori de măr, casa lor e plină doar de voie bună flori de măr. Vin copii cu steaua și-ți primiți în casă flori de măr, după ce colindă sunt poftiți la masă flori de măr. Li se pun în traistă daruri diferite flori de măr, că Hristos e darul lumii infinite.
de măr. Îți mulțumim, Doamne, cel ce ne-ai creat, flor de măr, că ne-ai smuls din mâna celui necurat, flor de măr. Intră-ne în templu pentru a te naște, flor de măr, și în inimi curate tu te recunoaște, flor de măr. La anul și la mulți ani. Mulțumim, doamne, să apreciem de elevii și colegii gimnazianii acest. Mulțumim părintele și domnului director pentru toată pentru organizare și cadrul didactice. Putem să servim cu ceva copilație pentru el. Ne cerem scuze că datorită n-am finalizat cu caminul și n-am putut să organizăm într-un cadru mai festiv. Să vă așteptăm și acasă să veniți părănuri. Veniți. Așa e bine să cinstim timpul de sărbători de Crăciun. Ești singurul băiat care l-a scoptat. Mai era, dar nu mai era. Erau, dar nu o să o... Da. Se vise bună. Da, încă o dată ne cerem scuze, vă mulțumim în numele Consiliului Local Pâncești. Dacă sper că domnii consilieri au auzit pasajul cu poarta deschisă și fiecare consilier are în spatele lui 130 de case, deci ori 15 consilieri cu câte 150 de case, aveți 99% porțile deschise. Deci mai urmează să mergeți cu colindul, cu plugușorul și garantăm că pânceștenii o să aprecieze gestul noastră ca și copilași care duceți datini de la an la an și le perpetuăm, să nu se piardă, să ne amintiți și să ne aduceți în suflet sentimentul sărbătorilor de Crăciun. Un sentiment care îl trăim intens, atât părinții cât și copiii și nepoții și toți cei care, da. Încă o dată vă mulțumim în numele Consiliului Local Pâncești și în numele primarului Ferdinaru și să fiți sănătoși la mulți ani. Multe sănătate, succes la învățături pe anul 2020. Astăzi ați fost convocați prin dispoziția primarului 431 din 9-12-2021, ședință ordinară. Rog pe domnul președinte de ședință să prezinte ordinea de zi. Înainte de a prezenta ordinea de zi, aș vrea să supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc. Proiectul ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2022. Inițiator, primarul Comunii Pâncești. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești, județul Bacău, la data de 15-12-2021. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului valabilității planului urbanistic general și al regulamentului local de urbanism aferent Comunei Pâncești de Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Numărul 4. Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bun de uz și de interes public al unor drumuri și introducerea în domeniul public al Comunei Pâncești de Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform documentației tehnice în vederea suplimentării, în vederea suplimentare colectoare menajere, înființare, sistem de canalizare și stație de depurare din Comuna Pâncești de Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile actualizate conform documentației tehnice în vederea suplimentării colectare, menajere,
aferente investiției înființare, sistem de canalizare și stație depurare în comuna Pâncești, de sub Bacău, inițiator primarul comunei Pâncești. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii investiției în modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Pâncești, de sub Bacău, inițiator primarul comunei Pâncești. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 15.000 de lei pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun din anul 2021 copiilor preșcolari și elevelor din învățământul primar și gimnazial din comuna Pâncești, inițiator primarul comunei Pâncești. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumurilor și a numărului de burse pentru elevii din unități de învățământ preuniversitar de stat din comuna Pâncești pentru anul școlar 2021-2022. Inițiator primarul comunei Pâncești. Numărul 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului parteneriat încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, Școala Gimnazială numărul 1 Pâncești și Școala Gimnazială Traian, în vederea depunerii spre finanțarea proiectului Educație Non-Formală pentru un viitor mai bun, prin programul organizațional operațional Capital Uman 2014-2020 și asigurării contribuției proprii în proiect reprezentând 2% din alocarea financiară eligibilă a Școlii Gimnaziale numărul 1 Pâncești, inițiator primarul comunei Pâncești. Numărul 11. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Fodor Costică ca președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022, inițiator primarul comunei Pâncești, la numărul 12, diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Mulțumesc. Dăm citire primului proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2022. Inițiator, domnul primar al comunei Pâncești. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună ziua și bine ne-am întâlnit în ședința de Consiliu din 15 decembrie. Pare să fie și ultima ședință ordinară. Și vă dau explicații cu fiecare punct în parte, conform ordinii de zi. La aprobarea impozitelor și taxelor locale, deci, într-un cuvânt, nu s-au mărit taxele, rămân pentru 2022 la fel ca în 2021, ceea ce a crescut cu rata inflației 2,4%. E o creștere nesemnificativă, dacă vreți, putem lua câteva cazuri. Deci, unde a fost 500 de lei, de exemplu, la închirierea Căminului Cultural, mai a crescut cu 3-4 lei, deci sunt sume care nu sunt luate în calcul. La locuințe, la construcții, la fel, la mașini, deci sumele sunt derizorii. Ce aș putea să vă informez aici, ca să nu citim toate materialele, că o să se apăvestă în prea mult, au rămas aceleași scutiri care plătesc până la finele lunii martie, rămâne bonificația prin votul dumneavoastră, care sper să-l acordați, rămâne bonificația de 10% pentru cei care achită integral până la 31 martie impozitul, beneficiază de un bonus de 10%. Pentru restanțiere, încă mai avem prelungiri încă pentru cei care au restanță și vin cu achită debitul și scutiți de dobândi, de penalități. Am avut cazuri care și recent acum și-au plătit debitul și chiar au beneficiat de scutit ordinul zecilor de 10.000 de lei. Un lucru foarte bun și pe de o parte și pentru noi e bine că mai scăpăm din debitele restanțe de ani de zile care trenează prin bugetul Consiliului Local, primărie. Nu avem modificări, cum am spus, rămâne la locuințe nerezidențiale 1%, conform evaluărilor făcute din 3-5 ani, conform fiecărui statut juridic care are societatea. Din 1% din valoarea impozitelor nerezidențiale, a magazinelor, a hidroelectrică, asta noi în fiecare an încăsăm o sumă destul de consistentă prin care putem rotunji sumele la bugetul local și putem susține proiectele care le avem în derulare.
Eu n-am ce vă spune la capsulul ăsta, deci dumneavoastră puteți transmite către cetățeni că impozite și taxe locale sunt la fel ca în anul anterior. Se indexează cu 2,4 inchi de inflația care este transmis în SEO și oficial. Cam asta. Comentarii ceva, dacă nu se supunem la vot. Țineți pentru? Împotrivă? Nimeni. Trecem la numărul 2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești, de Bacău, la data de 15.12.2021. Inițiator, domnul primar al Comunei Pâncești. Aveți cuvântul, domnul contabil. Așa cum le este din ordinea de zi, pentru astăzi avem un punct cu rectificarea bugetului local. Avem o rectificare cu plus de 355.000 de lei, o sumă frumoșică, care este formată din sume cuprinse în buget prin creșterea veniturilor locale. Avem posibilitatea asta, dacă se depășesc veniturile, cu respectiva sumă să rectificăm bugetul cu plus pe partea de venituri cât și pe partea de cheltuieli. Deci 40.000 de lei din creșterea de venituri locale. De asemenea, avem două adrese de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bacău, prin care primim 26.000 odată și 80.000 odată, adică odată, ultima dată a fost ieri, pe 14. De asemenea, avem finanțare de la Direcția Muncii Bacău, ajutor din încălzirii, conform legii noi, pe care o vedem prin media, prin televiziune, prin presă, avem suma de 209.000 care o primim anul ăsta pentru aferente lunilor din anul 2021. Cealaltă sumă am primit și am fost informați că va fi suplimentată în anul bugetar următor, pentru că era o sumă foarte mare pe total buget și pe total la nivel național și atunci s-o găsit cuvință ca să dea pe luna noiembrie acum, iar lunii decembrie, care va fi plătit în ianuarie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, vor fi plătite în anul bugetar viitor și o să discutăm atunci la rectificările din acea perioadă. Deci, total venituri la bugetul local, 355.000 de lei. De asemenea, mai avem virări de credite de la primărie către școală de 28.000 de lei, deci nu e cu plus rectificare, e aceeași sumă, numai că se virează din contul primăriei în contul școlii, suma de 28.000 de lei. Deci veniturile totale în bugetul inițial, adică ultim, au fost de 14.841 cu plus 355, va fi de 15.196. Acum, pe capitolul de cheltuieli, asta au fost la partea de venituri, la cheltuieli, ce facem cu sumele respective? Deci, cum spuneam, 14.000 de lei și cu 14.000 se fac 28, care le virăm noi din bugetul local la școală. Școala mai primește pe adresele astea care le-am pus pe total de la finanții 62.000 de lei bursii, adică aveau 6.000 plus 62, vor avea la finele anului 2021 68.000 de lei la bursii. După cum vă amintiți, noi în Consiliul Local am aprobat bursii la școală de 10.000 de lei. Prin ultimele dispoziții ale Ministerului Muncii și Finanțelor s-au constatat că sumele sunt foarte mici și s-au alocat bursii prin inspectoratul școlar care să dau bugetele școlilor, deci 62.000 primim acum. 4 categorii de bursi pe care o să le enumerăm în hotărârea prin care de merit, de... Sunt bursi de... Iau cuvântul, mă iertați. Da. Sunt 4 categorii de bursi conform ordine de 5576 din 2011. Sunt bursi performanță, dar performanță fiindcă au fost în pandemie și nu s-au făcut concursul și olimpiade nu s-au susținut. Sunt bursele de merit, care bursele de merit se încadrează toți copiii care au media 10, mă refer la gimnaziu. Au media 10 și 8.50, media 8.50 fie pe anul anterior, fie pe ultimul semestru, depinde cum să... De exemplu, anul acesta, începând anul acesta 2021-2022, se ia media pe anul trecut. Cei care au 8.50 media,
vor primi aceste bursă de merit. Banii de care spunea domnul contabil, i-au venit și pe anul trecut pentru elevii de anul trecut. Cei care au avut 8.50 și a trebuit să le calculăm mediile cu un an anterior ca să fie. Mai este o bursă, bursa socială la care se încadrează cei care, sunt mai multe criterii acolo, care să fie orfani de un părinte sau doi, sau au posibilități financiare scăzute. Și mai este o bursă de studiu pentru elevii care au nota 7, dar în același timp au 7 media, dar media 10 la purtare, dar tot așa nu au venituri pentru a fi susținuți. De asta s-au suplimentat fondurile cu suma care spunea domnul, fiindcă sunt foarte mulți copii care avem copii care se încadrează în aceste criterii. Nu avem decât bursii de merit. Cei la studiu n-au depus actele, deși noi am înștiințat. Și avem 5 bursii sociale pe care vor primi și 106. Cum trebuie să utilizați toată suma, dacă nu o utilizați toată? Păi de asta am și primit suma asta. Diferența de sumă care nu trebuie să o restituim înapoi la bugetul de stat, pentru că... Păi nu, noi am primit, păi așa e 2.000, că avem completare. Da, da, da. Exact pentru copiii pe care noi deja am făcut înscrierile. Da, mai departe, în alt capitol bugetar pe care am primit fonduri prin sumele de la venituri care vi le-am amintit, e capitolul asistență socială, cel mai mare capitol acum, unde am avut în bugetul inițial 1.638, se rectifică cu 317 plus, adică 28 salarii însoțitori și indemnizații însoțitori persoane cu handicap și 209.000 e suma la încălzire pentru luna noiembrie anului 2021. Ni se retrag din buget 64.000 de lei prin adresa asta la încălzirii ajutor social. Încălzirea ajutor social, noi o finanțam până anul ăsta din TVA, din TVA și erau asigurați în buget la întocmirea primului buget în anul 2021. Faptul că s-a modificat legea cu încălzirea, unii e cuprinsă și stimulente pentru energie, pentru lemnii, subvenții din încălzire, populații, faptul că s-au modificat, ni se retrag banii și ni se dau banii de la Direcția Muncii. Deci asta e ideea. Un alt capitol în buget, Servicii de Dezvoltare Publică, unde am avut 1.961 pe total, rectificăm cu 20.000 de lei. O să avem un buget la final, la acest capitol, 2.981. Astea sunt din venituri proprii și încă 20 tot din venituri proprii. Avem drumuri și poduri, unii mai suplimentăm bugetul 349 inițial la bunuri și servicii, cu încă 20 se face 369. Deci, ca și la venituri, bugetul inițial e de 14.841 și rectificat va fi de 5.196. Asta este toată discuția pe rectificarea de astăzi, pe care o supun atenție de astăzi și aprobări în ședința de astăzi. Mulțumesc! Vă rugăm să supunem la vot. Este pentru? Potrivă? Domnul președinte, spuneți. Dacă domnii consilieri sunt de acord, să sărim câteva puncte. Spuneți aveam care? Pe părinte și să trecem direct la nou. La parteneriatul cu Crucea Roșie, nu? Că ăla sunteți și noastră și după cum avem reguli de la Curtea Conturi că din 6 în 6 luni trebuie să prezentăm un raport în Consiliul Local, atât noi cât și școala, un director are raportul pe ultimele 6 luni. Nu, semestru se face. La semestru, nu. Semestru. Da, dăm cuvântul. Da, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, Școala Gimnazială numărul 1 Pâncești și Școala Gimnazială Traian, în vederea depunerii spre finanțarea proiectului Educație Non-Formală pentru un viitor mai bun, prin programul operațional Capital Uman 2014-2020 și asigurării contribuției proprii în proiect, reprezentând 2% din alocația financiară eligibilă. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Are cuvântul domnul director al Școlii Gimnaziale în Pâncești. Bună ziua! Avem un parteneriat cu Crucea Roșie pe educație non-formală, adică activități în afara școlii, dar activități care se ajută pe copii pentru a învăța mai bine, se ajută acolo unde au probleme. De asta am avut pe cineva,
am reușit de am intrat cu Crucea Roșie într-un proiect european pe care îl depun ei pentru aceste activități extrașcolare, ca copiii vor sta un fel de after school, atât la Pâncești cât și la Petrești, se fac două centri, fiindcă școala noastră a fost, este prevăzută cu cei mai mulți copii, și în care vor fi dotate niște stări de clasă cu ceea ce au nevoie, cu covoare, cu mobilier, cu videoproiectori, cu laptopuri. În același timp, pentru aceste activități, profesorii vor fi instruiți prin cursuri pe cărți de formare, dar în același vor fi și angajați prin acest proiect, vor fi renumerați. Copiii vor primi tot în cadrul acestui proiect și o masă după amiaza, în timpul când se va desfășura activitățile care vor fi, vor fi propuse în cadrul proiectului. De aceea, școala trebuie să vină cu contribuții de 0,2%, nu 2%, mă iertați, dar școala, după cum știți, nu poate plăti ea și de asta avem balierată cu primăria. Ar fi, suma ar fi de 5.621, care ar trebui să fie contribuția noastră. Pentru acest proiect, care a început, va începe să deruleze început din primăvară. Primăvară, dacă nu, la începutul anului viitor, fiindcă trebuia în primăvară să, să fie instruiți tip de 6 luni profesorii, care vor fi denumiți în, în cazul proiectului. În același timp, referitor la darea de seamă, la 1 septembrie am fost numit director interimar la, pe cum vine și la școala Pâncești. Școala a primit un buget de la primărie de 292.000, care s-au cheltuit până în momentul de față 229.935. Așa pe mare ce s-au cheltuit, au fost materiale de curățenie 16.637, materiale pentru birou 11.073, energia electrică, eu vă spun până la data de curentă, ca să 10.540, lemn de foc 30.940, salubritate 41 de persoane au fost trecute și apa în valoare de 19.915, carburanții 18.528, telefon și internet 6.459, servicii alarmă 17.829, întreținere, dezinfecția 900 de lei, servicii de întreținere soft 4.998, ITP-urile au fost 297, tahograful 335, am avut anunțul la monitor oficial, prin, am avut două locuri de oameni de servici, care le-am dat la 59 de lei. Am avut niște probleme cu centrale de la centru, astea vă zic după ce am venit după 1 septembrie, în care nu mai funcționau și trebuie să le reparăm, plus coșurile de fum nu au mai fost, nu mai erau renunite autorizații pentru toate lucrurile astea, la toate școlile. Și revizia centralei cu reparația ei ne-a costat aproape 17.132 de lei, plus coșeritul la toate centralele și la toate coșurile de fum. Asigurarea auto 857 a fost reparată la microbuzul de la Petrești, de fapt microbuzul școlii noastre, cutia de viteze prin primăvară, dacă nu mă înșel, 8.343,70. La începutul anului au căzut din nou. Am cumpărat piesele care erau de făcut. De reparator, reparat-o Ionuț Țârlea, nu a vrut să mai ia niciun ban pe reparații. Bă, făcut-o eu pentru el, că... În fine. S-a mai cumpărat table școlare 2000 de lei, încărcat stingătoare 517, analize medicale 897, caucicuri de vară 720 de lei, certificat digitale, cărți s-au dat premii în valoare 1256, astă vară materiale cu pandemia de 9000 de lei, măști, dezinfectanți. Și mai avem aici și cheltuieli cu un proiect POC pe care noi îl avem în derulare de achiziții tablete, laptopuri pentru fiecare sală de clasă, tablete pentru toți copiii care nu au fost prinși să primească tablete și vor primi de acum încolo. Ele au venit deja la noi la școală. De asta s-a apelat la începutul proiectului la o firmă de consultanță și au fost niște servicii consultanță la început pe achiziții de 17.800. Publicitare pe proiect 2308, deplasările au fost de 582, pregătirea profesională a cadrelor, inspecții și cursuri de 3495, transportul până la 30 a 8-a, deci până în august de 14.588,
Au mai fost ajutoare sociale numerar pentru plata copilor care au cu CES de 8600 de lei și burse sociale în valoare de 5500. Acum noi am rămas, mai avem de plătit niște facturi. Tot pe consultanță mai avem o 6000 de lei. Facturi astea de ori jos. Total pe vin. Total. Bine, avem 44.000 plus, ar fi naveta de 13.650 la care se adaugă. Care i-am dat noi din ăștia... Din 2.800, da. 28.000, de fapt. Da, mai avem menținerea muncii și combustibil și astea sunt lucruri de tagondorul. Desigur, avem o problemă cu proiectul ăsta POC, care l-am găsit în derulare. S-au terminat banii pe axa 1 pe care era proiectul. Ei ne-au livrat materialele firmele care au fost desemnate câștigătoare, adică asemnând tablete valoare 2 miliarde, table, videoproiectoare, laptopuri care au fiecare o valoare, totul s-a duc la 5 miliarde. Au fost livrate fără ca noi să ne dăm, fără ca noi să fim înștiințați că nu mai sunt bani pe acea axă. Facturile au fost emise, sau fapt expiră la 30 zile, au început la începutul decembrie. Cea mai mare factură este la tablete pe 7 decembrie, nu, pe 10 decembrie, pe 2 miliarde. Deja noi am intrat cam cu toate facturile, am intrat pe plată de... Plăți restante, cum ar veni. Plăți restante, da, și am intrat pe asta cu... Monitorizare. Plătim... Da, din mandatul lui doamna directoare roșu, nu le-a să făcut dumneavoastră, da, nu are importanță, astea o să fie în... Dea Dumnezeu să fie finanțabili în 2022. Dacă nu, o să fie o mică, mare problemă, că... Este o mică, mare problemă în sensul în care, deja noi suntem pe penalități, asta vreau să zic. Penalități îți avut 500 de lei pe zi. Practic, ele nu trebuiau achiziționate exact, până când nu aveai finanțare. Deci, adică făceai licitație... Da, dar proiectul era în așa fel încât trebuia întâi să le achiziționezi... Atunci consultantul și cei care face recepția și apoi să primim banii, dar n-am făcut... Riscul, domnul director, e foarte mare în explicația că dacă nu primim finanțarii pe ele, dumneavoastră o să treceți în construcția bugetului viitor cu suma asta obligatorie, deci în legea finanțelor, suma la facturile neachitate trebuie trecută la construcția bugetului. Și astea se cheamă plăți neachitate la termen. Ele 90 de zile, atât au ele în legea finanțelor perioada de grație de achitare. Și atunci o să-i ferească Dumnezeu să nu se întâmple. O să fie riscul că să nu se... Nu pot bloca conturile și mai avem bani salarii. Și nu pot să mai iei nici salarii, nu-ți mai dă nici lumină, nici telefon, nu-ți mai dă nimic. Deci... Ele, da, noi sperăm că o să fie... Ne-au mutat pe axa 2 să primim în, da, până la finalul decembrie sau să fie... Da. Să vedem ce face cu penalitățile astea. Banii sunt destul de mulți, sunt pe proiecte finanțabile din... Da, nici nu putem folosi, deci noi avem materiale din școală de o lună jumătate, nici nu putem să-i dăm copiilor, fiindcă n-au... Ce efectiv stăm... Nici înapoi nu mai primește societatea care le-o dat, sigur, nu cred. Da, nu se mai poate da înapoi, că sunt bani europeni, ce... Da. Nu era de acum. Da, sunt pe banii europeni care încă nu au fost veniți. Din punctul meu de vedere, trebuia găsit o soluție, făcut facturi pro formă și marfa să se livreze în momentul da, când se achita... Se achita când vinea bun, când primeam bani. Da, da, ei au fost foarte siguri că așa era procedura. Că primești întâi marfa, o recepționezi, trimiți și apoi se emite factura. Deci, așa era. Procedurile să facă de către fiecare societate. Bine, trebuie să respecte ghidul din proiect, dar nu este niciun proiect care să, mai ales pe fonduri europene, care să faci lucrări și după aia să dea bani. De exemplu, și noi am avut Căminul Cultural, într-adevăr am primit bani în cont, avans și la fiecare plată. Într-adevăr, se avizează de către AFIR fiecare plată, nu poți face plată fără să vezi, dar nu puteam să ne apucăm de construcția Căminului fără să avem bani în cont. Nu prea ai voie. Nu ai voie, că e angajarea de... De cheltuieli fără acoperire financiară. Da. Sperăm să rezolvați problema. Noi vă asigurăm bugetul, ca și în anul anterior, de bunuri și servicii, bugetul de funcționare, conform grilei care o să fie în formă de calcul în fiecare an. Și trebuie să aprobi Consiliul Local. Acum e suma care e domnul directorul... 5.600, adică 6.000 lei pentru Crucea Roșie. Eu cred că e o sumă destul de mică pentru un proiect atât de
Divotul este 30.000 de euro proiect. Da, e 300 și ceva de mii de euro cu plată la profesori, cu mâncare la copii, cu... deci au rămas, cu tablete, cu tot felul de astea, deci eu consider că e o sumă mică și așa ar fi corect să, să o aprobăm în ședințele astea. Dacă nu mai aveți nimic de precizat, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Bun, vă mulțumesc frumos. Eu m-am solidat. Vă mulțumesc, trăiți sănătate. Nu mai bine. Am în calitate de preot, vă urez sărbători fericite și la noi, la Fulgeriște, este un eveniment vineri seara, un concert de colinde pe care îl organizăm după câțiva ani, făcând un an de absență de, din cauza pandemiei anul trecut. Dar noi vă așteptăm cu drag la ora 18 la biserică. Este un concert caritabil, că în fiecare nu a fost caritabil pentru o cauză, pentru o cauză nobilă. Anul acesta avem banii care se vor strânge în urma acestui concert. Vor merge către o fetiță de la noi din comună de aici, nu are rost să-i mai dau numele, că, care a avut un accident pe 20 noiembrie. Știți că a fost un accident aici la Stoci, spre Găiceana. Și a rămas pe o situație foarte delicată. Este în gips 6 luni la pat, poziție orizontală, cu șanse foarte mici dacă o să mai meargă sau nu. Dar asta, cu ajutorul Dumnezeu, trăim cu speranța că o să fie bine. Dar are nevoie de toată rugăciunea noastră. De asta concertul va fi pentru această fetiță, fiindcă o ajută mama ei. Mama ei care, de fapt, se întreținea doar mergând la piață. Și foarte multe din ceea ce vindea la piață au rămas pe câmp, fiindcă trebuie să stea lângă ea. Fata nu poate mișca decât o singură mână și nu se poate mișca din pat timp de perioada asta. Vă așteptăm cu drag și dacă nu ne vedem, sărbători fericiți și un an nou cât mai bun. Doamne. La revedere! Ne dați mâna apoi la numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului valabilității planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism aferent Comunei Pâncești de Bacău. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Mulțumim. După cum știți, avem în lucru planul de urbanism general, POU, cum denumirea prescurtată. Până la aprobarea POU-ului noi, o lucrare destul de complexă. Țin să vă anunț că se lucrează de 2 ani și suntem undeva într-un procent 70%. Ne-am consultat și cu alte comuni, deci nu suntem numai noi, majoritatea comunilor nu se încadrează în 2 ani de zile de la ultima hotărâre de Consiliu care s-a dat pentru finalizarea POU-ului. Sunt multe instituții care avizează o lucrare pe 10 ani foarte complexă și trebuie urmăriți mulți indicatori și mai ales că legea se schimbă de la lună la lună, de la an la an, anumite legi pe mediu, pe Natura 2000, pe disciplina în construcție și alte avize. Și, atunci cerem aprobarea Consiliului Local să ne mai dea o prelungire încă de 2 ani de zile, până în 2023, sau până la finalizarea POU-ului. Dacă POU-ul se finalizează în 2022, în toamnă, încetează, anulăm, se anulează, încetează hotărârea, efectul hotărârii. Și atunci vom funcționa pe un POU-ul nou. Dacă nu avem prelungirea sau POU-ul avizat să fie în valabilitate, nu putem depune proiecte, nu putem face nicio lucrare de investiții fără POU aprobat, atât noi cât și cetățenii din sat, legea 50 cu legea construcției. Da, cam asta e pentru prelungirea POU. Supunem la vot proiectul numărul 3, cine este pentru? Mulțumim. Trecem la numărul 4. Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bun de uz și de interes public al unor drumuri și introducerea în domeniul public al Comunei Pâncești, de Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Vezi cuvântul? Da, pentru drumul de exploatație care avem proiectul depus la AFIR, avem un punctaj de 98 de puncte, am mai discutat și la ședințele anterioare, noi s-a aprobat depunerea proiectului ăsta. A fost nevoie să mai întabulăm un segment de drum care, practic, la proiect se folosește doar 400-500 de metri din
din drum pe care s-o petruit ca să avem ruta completă, că altfel pierdeam 20 de puncte și ne scotea neeligibil. Și am fost nevoit să balastăm și asta e obligația de a-l balastă, trebuia să fie intablat sau să fie în curs de intablare. Ne-am făcut măsurătorile, trebuie să intabulăm drumul întreg. E vorba de un drum de la pe Palanca Petreștului, merge roată cei din zonă, știu, pe la Stâna Altănați și iese tot în asfalt. Deci pleacă din asfalt și intră în drumul de exploatație agricolă care îl vom moderniza. Îi dă și un punctaj în plus pentru proiect, că toate drumurile care pleacă din asfalt și se intersectează cu un drum modernizat, e un plus pentru proiect. Lungimea drumului este de 1801 metru, lățime 4 metri, extravilan, suprafață măsurată 7211 metri pătrați. Este necesară hotărârea pentru a introduce în domeniul public acest drum de exploatație agricolă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți nimic. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform documentației tehnice în vederea suplimentare colectoare menajere, înființarea sistemului de canalizare a stației de și a stației de depurare în comuna Pâncești de Bacău. Inițiator comunul primarul comunei Pâncești. Da. Se aprobă indicatori tehnico-economici la sistem de apă canal, care avem în proiect un lucru. Deci o suplimentare de colectare a apei menajerii, ca să zicem așa, să înțeleagă astfel. Colectarea apei menajerii pe cămini, pe lungime total de 3712 metri. Deci 3712 metri de coloană va fi înființată nouă, în afara proiectului vechi care l-am avut, ca să înțelegem despre ce e vorba. În ăstea 3,719 km vom avea 790 de metri de conductă de pe 100 conductă de refulare, deci cum am avut și la celelalte cazuri, acolo unde nu merge gravitațional să fie două stații de pompare și se pompează pe conductul de presiune. Avem 52 de cămini cu diametru de 800 mm și 72 de cămini de bucăți de 1000 de metri de 100. Cămini van de reflare apă menajeră din beton, 3 bucăți. Ăsta sunt cămini de vane, unde se întrerupe circuitul apei. Stații de pompare ape uzate prefabricate din beton sunt două bucăți. Și acestea, ca să le și localizăm unde vor fi, la una e undeva la Hârdea, de la Hârdea, zic, la Hârdea Vasilic, undeva spre Ieftin Ion, cum zicem noi la dinăți acolo, că de acolo încoace apa trebuie pompată și o să plece de la biserică, de la dinăți, să duce către Hârdea Vasilică, pe undeva prin zona aia, pe la acolo, și o parte din spre, de la Mățoc Florin, de la fostul Peco, curge tot către Vasilică Hârdea și de acolo se pompează la stația de la intersecția de la Dienes, la biserică. Conducție de protecție de subtraversare de 32,1 metri, deci astea sunt conductele cu metal de protecție, cu dințeavă de metal pentru protecția conducte de plastic la subtraversări. Asta e desfășurătorul tehnic al proiectului care urmează la extindere, ca să zicem așa. Nu mai luăm sau facem cunoscut și următoarele aspecte. O să mai trebuiască un aviz la autorizația de punere în funcțiune. O să mai trebuiască încă două stații, aceste două stații puse sub tensiune, cu toată documentația către ION și multe avize pe segmentul ăsta de drumul județean, că avem la drumul județean cu să completăm iar toată documentația. Dar deocamdată să aprobăm indicatorii tehnico-economici și valoarea lor. Și... Da. Să punem la vot această hotărâre. Cine este pentru?
Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile actualizate conform documentației tehnice în vederea suplimentare, colectare menajere aferente investiției înființare sistem de canalizare și stație de epurare în Comuna Pâncești de Țubacău. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Dacă la punctul anterior am prezentat partea tehnică, la acest punct prezentăm partea financiară. Total, cheltuieli eligibile în proiect prin contractul de finanțare au fost 10.573.149, deci 110 miliarde în bani vechi. Dintre care 8.844.999 de lei fără, ăsta e fără TVA și 1.688 TVA. Total, cheltuieli neeligibile 1.639.000 compus din 1.388.582 fără TVA și 251.141 TVA. Neeligibile înseamnă cheltuielile care nu se finanțează din proiect, care trebuie să le pune în bugetul local. Asta e, dar suma asta, 1.639.000, e total neeligibil la tot proiectul. Când noi acum am venit să completa și ce am avut, da, ca să fie înțeles. Fel de cheltuieli neprevăzute, să acum. Nu sunt neprevăzute, sunt neeligibile. Nu sunt finanțabile, deci alea le face cu... Deci, noi partea asta de 3,7 km de extindere, ca să zicem așa, o parte din ea o finanțăm din rezerva, că v-am mai explicat la ședință, care a rămas o toleranță din economii și din proiectul vechi și diferența o să intrăm în, cu finanțare din bugetul local. Consider că e oportună și necesară această extindere, întrucât pe segmentul unde vrem să extindem, avem aglomerații și o să avem nevoie, ca să funcționeze stația de epurare, să fie cât mai mulți abonați la, cât mai mult care să contribuie la apă canal. La nivel de comună Pâncești, pe cele trei sate unde desfășurăm acest proiect, avem 90-95% din populație cu apă de la stația de apă comunală. Mi-aș dori ca toată atâta populație să fie și la canalizare. Ca să poată să ajungă să colecteze la canalizare, trebuie să le înființăm sistemele astea. În ideea asta o solicit prelungirea rețelei. Nu mai spunem că orice investiții de infrastructură ne se cere mai nou prin ordonanță de guvern să avem apă canal complet funcțională. Deci nu vom putea asfalta o uliță, un drum, dacă nu avem apă canal. Deci consider că investiția e... Și ce de reținut, domnul primar, dacă îmi permiteți, deși el, proiectul, o să întrebați că de ce mai trebuie să mai dăm, să ne extindem. Ne extindem pentru că în proiectul inițial a fost o anumită lungime de atâta era proiectul, până la concurența sumei de 2,5 milioane de euro, nu, domnul primar, dacă atâta era, nu? Da. 2,5 milioane era, de euro. Da, noi am prins maxim. Acum, porăvați anumite trosoane care nu au fost prinse în suma respectivă și din acest motiv, fiindcă tot avem toate avizele luate și toate, nu mai trebuie să mai eliberăm altă autorizație de funcționare și așa, deci domnul primar s-a gândit foarte bine și a extins rețeaua asta pe trosoanele acele care nu au fost prinse în proiect. Pe Angel Salini, după cum ați aprobat la ședința anterioară, avem Pietresu și Fundul Văiei. Deci motocul va fi colectat în viitor, când o să fie bani pe loc, tot la Pâncești. Da. Deci se va extinde, inclusiv, chiar vin cetățeni la motoc, doamne, dar un proiect de canal de asfalt pentru motoc. Nu se poate face proiect până nu se mai canal. Și canalizare. Și acolo, sigur, va trebui stație de pompare, că e îngroapă și ca să urce la Pâncești. Da. Trecem. Punem la vot. Cine este pentru? Trecem la numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii investiției, modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Pâncești de Țubacău. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Aveți cuvântul. Da, am mai început un proiect care urmează zilele astea să-l depunem. Nu mai trebuie câteva documente și hotărârea de astăzi prin care să-l punem pe fondul de mediu.
Este vorba de statele Petreș și Soci, modernizarea sistemului de iluminat public cu lămpi inteligente și tehnologie inteligentă, prin care se va face atât reducere de curent electric prin consum, cât și o bună luminozitate și o eficientizare a iluminatului public stradal. Aveam lămpile foarte vechi, cu o întreținere costisitoare și cu un randament scăzut. Am avut o intervenție până la trecută și după ce terminat de completat cu becul, doamna viceprimar poate să confirme, în urmă sunt nou cetățenii că fie că s-o arzi becul, fie că nu fac contact ca lumea și să se stingă becul și trebuie să intervenim foarte des și e foarte costisitor că echipele de intervenție sunt la distanță, ne ia bani pe toate manevrele care trebuie să le facă conform legii. Echipamentele sunt învechite, ineficiente și au un grad înalt de uzură. Distribuția în teren al lămpii de iluminat este neeficientă, funcționarea ineficientă a sistemului de iluminat, costuri cu energie electrică nejustificat de mari față de eficiența luminozității, costuri de întreținere și menținere foarte mari generate de starea proastă a sistemului. Se necesitează un număr prea mare de reclamații și implice de investiții în menținerea, în funcționarea sistemului iluminat vechi. Noul sistem de iluminat, ni s-au prezentat lămpile care se montează, sunt lămpi cu garanție pe 10 ani, cu luminozitate în funcție de vreme, deci dacă e foarte întuneric, se aprinde mai tare, dacă trece un cetățean prin direcția lui cu senzor să crește luminozitatea. Sunt toate la transformatoare, sunt cuplate cumva într-un sistem inteligent. Dacă s-ar de un bec, apare pe computer numărul stâlpului care iarzi becul, el nu o să mai trebuia să le aprindă pe toate, să umple pe traseu, să-l caute care iarzi, care nu iarzi. Acolo apare exact numărul stâlpul cu numărul putare. Noi pentru lucrarea asta am avut o lucrare foarte amplă, deci fiecare stâlp a fost băgat în sistem GPS cu ridicări topo, cu, ca să câștigăm punctaj și să fie cât mai eficient. Mai e o chestie la punctul, la acest proiect, că pentru a avea peste 95 de puncte, ca să fim, să avem cât de cât garanția că va fi și finanțat, întrucât toate lucrările le-am făcut cu plata la succes, adică plata după eligibilitate, n-am mai avut niciun proiect până la acesta care să nu cheltuie niciun leu pe el. Deci tot proiectul se face cu banii din eligibil după ce se va finanța. Și mai trebuie să supunem spre atenție Consiliul Local că ar trebui să avem o contribuție între 10 și 20% contribuției proprii. Proiectul este de un 1.250.000 de lei, deci 12 miliarde vechi. Valoarea totală la investiții, 1.143.000 de lei, fără TVA. Valoarea eligibilă a proiectului, valoarea de 1.249.000, cu tot cu TVA aici. 1.249.000 cu tot cu TVA. Da, cu tot cu TVA, de asta e mai mare a doua. Adică 12 miliarde. Noi ar trebui să avem o cotă de cofinanțare ca să putem atinge punctajul. Cofinanțarea o atribuim după ce proiectul e eligibil și primim ceilalți bani. Deci nu dăm întâi parte de cofinanțare și după aia așteptăm să ne dea ei restul. Întâi dau ei și apoi contribuim și noi cu diferența. Toate sumele de consultanță, de ridicări topo, de DALI, de proiectare, de proiecte de execuție și toate avizele sunt eligibile și se vor plăti, inclusiv topometrii, tot ce a făcut în teren, se va plăti din proiect. Trebuie să colaborăm cu firmele care sunt implicate în acest proiect ca să avem garanția că vom câștiga bani, vor fi eligibili proiectul. Proiectul va fi pe fondul de mediu, sunt proiecte multianuale, în fiecare an se depun, sunt bani în fiecare an, dacă să admitem cu varianta că anul ăsta nu ne încadrăm, că nu o să fie suficient bani, se depune anul următor, el e valabil, deci nu
o să mai înnoim cu hotărârea Consiliului sau actualizat anumite sume care pe data inflației, probabil, sau prin indice de inese de formulă de calcul de ajustare a prețurilor. Da. La 12 miliarde 500 de ori primar, 20% înseamnă 2 miliarde jumătate de contribuția primării. Nu e mult. Nu e o sumă exagerată de mare, pentru că e mai mult 80% decât 20%. Da. Dacă primești 80%, eu chiar mi-aș dori să avem de raza comunii foarte multe proiecte prin care chiar dacă o finanțăm, dar cum a fost cel cu Crucea Roșie, 2%, deci ar fi păcat să nu ne implicăm în asemenea proiecte. Da, cam asta e. Dacă nu mai este nimic de adăugat, supunem la vot. Cine este pentru? Aici vreau să intervin cu o problemă. Pe strada principală, ultimul stâlp de iluminat e Badamea Costică. De acolo, pe strada principală până la Vale, mai sunt încă trei familii. Damian Dragoș, Florică Mircea și Roșu Minuț. Tot timpul trage atenția că nu este lumină. Dar nu e numai segmentul ăla de drum de strada principală. Eu și vă spun că e da, noi știm, mai avem și aici la... de la poliție, ultimul stăl la poliție și mai la sunt 5-6 case la Moțoc care... Astea sunt, mai sunt multe locuri noi la Moțoc, la Valea Aldana, acolo 3-4 case care noi luna public stradal și pe toate statele avem multe segmente care o să trebuiască pe buget local să extindem în rețeaua, să nu avem și după aceea o să beneficieze și cetățenii respectivi de luna public. Da, o să facem, încercăm anul ăsta să extindem. Mai avem și cele două puduri care nu au lumină de 16 ani. Planul urban zonal de la DNS, de 2 hectare și la fundul Băiei, care la fel de la an la an. Și de anul Motoc, la fel, da. Pasul de metri aici, de la, adică este rețea din altă, dar nu e de joasă. De la Fasarică, de până la Fina. Următorul... Următorul punct, numărul 8. Proiect de Proiect de hotărâri privind aprobarea sumei de 15.000 de lei pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun din anul 2021 copiilor preșcolari, elevilor din învățământul primar, gimnazial din Comuna Pâncești. Inițiator, primarul comunii. Aveți cuvântul. Da, am contactat o firmă de la București, editura Litera, care ne duce cadouri prin Moș Crăciun. Constă în dulciuri, un jucăriu, un puzzle. Sunt foarte bine concepute pe categorii de vârstă, pentru școlar, preșcolar, pentru gimnazial. Pentru... Noi am căutat să fie aceeași sumă, numai că diferă un pic jocurile și astea, că ei fiind pe categorii de vârstă, sunt 8-10 ani, 10-14 ani pe diferite categorii și sunt avizate standard de specialiști. Avem la nivel de comună 410 copii, deci noi să aprobăm suma totală 410 ori 37 de lei pe pachet, sumează suma de 15.000 de lei din bugetul local. Asta e ca Moș Crăciun. Trebuie să luăm în calcul că noi intrăm practica comunei Pâncești și a Consiliului Local să organizeze capre, să sprijinim datele de anul nou. Datorită situației virusologice, pandemiei actuale, nu avem voie decât să facem adunări din astea numai cu vaccinații. La Pâncești ar fi foarte greu să-i separ care sunt vaccinați, care nu sunt foarte puțini. Și am renunțat să organizăm acele festivități de anul nou, capră, urși, uretice, ceea ce am făcut până în pandemie. Sperăm să fie ultimul an, sperăm ca pe la anul să revenim la normal cu datele și tradițiile. Și am zis că dacă tot n-am făcut nimic, măcar să dăm la copilarul la școală, că ei pe clasă poate să-și facă având acele teste. De două pe săptămână ei pot să facă o serbare pe clasă și să-și primească din partea Consiliului Local. O să fie și o felicitare prin care primarul Comunii Pâncești și Consiliul Local Pâncești le urează copiilor și părinților multă sănătate și succes de mai mulți ani. Deci cred că nu e o cheltuială așa de mare, 15.000 lei pentru 410 copii din comuna noastră. Dacă sunteți de acord, vă spunem la vot.
Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse pentru elevi din unitățile de învățământ. Da, dar să punem la vot. Ca să punem la vot. Învățământul preuniversitar de stat din Comuna Pâncești pentru anul școlar 2021-2022. Inițiator, primarul Comunii Pâncești. Aici aș vrea să completez, că mulți cred că știu sau nu știu, dar mai vorbesc cu părinții. Noi nu degrevăm bugetul local cu niciun ban. Toți banii ăsta cu punctaj, domnul contabil. Dar trebuie să înțelegem că aproape majoritatea copiilor primesc un fel de bursă. Și pentru 2022 bursele vor crește. Ia să vă dau așa niște cifre, ca să până acum pe semestru nu au fost 100 de lei. Nu mai vorbim de ele de performanță, că n-am avut. Da? Dar vorbim de bursele care vor fi bursă de merit, 200 de lei. Deci s-a dublat. Bursă de ajutor social, 200 de lei. Deci nu e chiar, dacă un părinte are doi copii sau trei la școală, pe cei mai mulți așa, să primească pentru semestrul al doilea din 2022 bursa de performanță 600 de lei. Deci ar trebui să fie tentate cadrele didactice, profesorii, să meargă cu elevii la olimpiadă. Asta 600 de lei e o bursă destul de consistentă, ca un elev să fie stimulat să învețe. Bursa pentru merit, cei cu nota peste 850, 250 de lei pe lună, pe trimestrul 2. Bursa de studiu, 200 de lei. Bursă de ajutor social, 250 de lei. Aici trebuie să încadreze în regulile care se cer cu venitul social. Cam astea să... Da, noi să aprobă... Nu sunt din bugetul local, de la... prin inspectoratele de școlari din la bugetul de stat. Deci, ne creează banii de la bugetul de stat, da. Nu. Noi numai trebuie să aprobăm ședință, nu punem... Ar fi păcat să nu aprobăm... Da. Să dăm la copiii bani dacă se pot da, ca să-i și stimulăm să învețe. Punem la vot, cine este pentru? Proiectul numărul 10 este supus votului anterior. Cu crucea roșie, da. Așa, trecem la numărul 11. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Fodor Constică ca președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022, inițiator, primarul Comunii Pâncești. Așa cum ați stabilit în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, fiecare consilier în ordine alfabetică trebuie să fie președinte de ședință pentru 3 luni consecutive. Și după cum vedeți, urmează Fodor Costică. Din ordine alfabetică. Consilier local Fodor Costică se alege președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022. Până la vot, cine este pentru? Da, la diversă aș vrea să mai informăm Consiliul Local asupra investițiilor care au fost finalizate și urmează să recepționa unele din ele. De exemplu, mâine avem recepții cu comisia de la ISC și proiectanți, consultanți, constructori, toți cei implicați în proiect, avem cu zidul de sprijin de la Biserica de la Pâncești, deci împrejmul e terenul de sport de la noi. Avem, după aceea, imediat miercuri, o să finalizăm, când am finalizat recepția la Căminul Cultural de la Petrești. Avem la Căminul Cultural Pâncești, suntem în ultima fază, sper că în cel mult o luni de zile să avem toate dotările. Au fost instituțiile statului care trebuie să ne avizeze DSP-ul și am avut chiar laude, să spunem așa, asupra modului cum s-a făcut această investiție. Deci am putea să le trecem la lucrări efectuate pe Căminul Cultural, două la nivel de comună în ultimii 5 ani. Numărul de exploatații agricole sunt recepționate de un an de zile. Și avem alt proiect în derulare, cum știți. Urmează pe anul ce vine să finalizăm drumul de la Soci, care practic trebuia să înceapă de anul ăsta, dar am luat noi sumile anii de la drum și am dus la canalizare.
O să mergem cu prioritate zero către drumul de la Soci ca să nu se expire amiză ce mai avem acolo. Să... avem centru integrat, am avut ieri după masă control, vizită în teren, ca să zicem așa, de la fier. Și o trecut vizită în teren cu bio și sperăm că în cel mult o lună zile să avem finanțarea și de la POR. Să completăm cu suma care trebuie să cofinanțăm noi. Deci sperăm la anul toamnă și chiar cer consiliul local, sperăm la vară să scăpăm de pandemie și să facem o sfințare și o inaugurare la amândouă centru. Eu sper că până în august, la 15 august, fie terminat și construcția de aici căminul și să putem face ceva mai fastos. Adică, dacă tot am dat bursă la copii din mere, să și cerem să facă serbări, să facem un fel de zile comune, cum practică mulți comuni, și Parinci au, și Parava, și Orbeniu, și majoritatea comunilor. Eu nu cred că comuna Pâncești așa de sărăcos și n-are ce prezenta. Noi avem la nivel de comună suficient de multe societăți, iuri, cu performanță atât în cultură, cât în plante medicinale, în apicultură, în zootehnie, în toate astea. Și am putea face niște prezentări, să facem o publicitate mai mare ca să putem avea public din mai multe comuni și de o rază mai mare de să ieșim și noi cu produsele autohtone a comunii, să zicem, să le punem în valoare. Ar trebui în construcția bugetului următor să prevedem niște sume și pentru organizare de asemenea evenimente. Că aici implică mai multe cheltuieli ca să facem o, să zicem, țărea cu... Da, și bere mici, apă minerală, dacă în august trebuie foarte multă apă minerală. Da, da, berea, da, ca berea, da, da, apă trebuie, da, sigur. Da. O să trebuiască să anunțăm dacă vrem să facem o sfințare și să chemăm preanaltul, de exemplu, că un cămin de asemenea avea în gură să face la 50-100 de ani odată. Cred că ar fi o cheltuială pentru comuna Pâncești, dacă am face, și-ar veni și cetățenii din stat să bucure de investiții. Am văzut bătrânii de 70-80 de ani care treceau prin fața căminului și făceau cruci, că sunt convins că majoritatea au trecut la tinerețe, că bătrânul de azi, copilul de ieri, au trecut prin acest cămin și ar trebui pus în valoare conform investiției, adică să facem publicitate și să bucure tot pânceșteanul de ceea ce a realizat Consiliul Local Pâncești prin aparatul primăriei și primarii care s-au perindat până la acum. Am avut ca și eveniment, am avut sfințirea de la biserica de la Fulgeriș cu câteva luni, la care la fel Consiliul Local a sprijinit cu cât au putut, plus cetățenii. Ne-am dorit ca în anul următor să prindem sume pentru biserică de la Soci, că și acolo avem de sfințit casa de prăjnuire, garduri pentru prăjnuire. Vedem cum putem să grămâim banii și să-i direcționăm cât mai mult către investiții. Investiții sunt cele care rămân. Noi, chiar dacă mai sunt discuții prin aparatul primăriei, prin colegii funcționari din primărie, că suntem cam puțin tăi, poate lucrăm la un 50% față de efectivul care ar fi în organigramă, dar făcând economie, ducem banii către investiții unde acolo vor rămâne zeci, sute de ani investițiile care sunt. Dacă vor aveți funcționarii și facem bol cronice, cine am în grijă să nu supra-solicităm funcționarii, în ideea că foarte multe, sau chiar majoritatea serviciilor de consultanță le externalizăm, deci luăm specialiști. Sunt convins că dacă aveam oameni pe fonduri europene și nu externalizam serviciile de consultanță, nu aveam poate niciun proiect eligibil. Că e foarte greu o persoană să, nefiind în specialitate, să cunoască toate legile și să fie operativ în... Da, într-adevăr, mai sunt mici discuții și în primărie, chiar de câte ori a plecat un funcționar, fie la pensie sau s-a îmbolnăvit, n-am mai angajat altul, am împărțit sarcinile. Și, într-adevăr, recunosc că e o încărcătură pe mulți dintre colegii noștri din primărie, dar sperăm să găsim înțelegerea și cerem scuze acolo dacă s-au mai făcut
presiune, să găsim înțelegerea și să vedem acolo unde nu mai revine pe post, să mai angajăm de nou, unde revine pe post, am mai suplimentat cu cine s-o mai tot am împărțisat cine, cum am zis. Ideea e că... Cu jucarul e în concediu de medical din primăvară. Și nu fără lucru. Singure, nu e chiar ușor. Și e același salariu. Deci cu același salariu să ai două servicii, nu e chiar ușor. Un an de zile, nu e o săptămână, două, trei. Aproape un an. Dar... Bursă de merit. O să le dăm, nu bursă de merit, cât o insignă în fața frontului și o să apreciem... Rugăminte la doamne, să țină sănătoși. Aia trebuie să contactați o firmă care face insignii. Dacă Consiliul Local, dacă domnii consilieri au propuneri pentru bugetul următor de anumite obiective, le putem analiza, le putem discuta, vă asigur maximă transparență și informare totodată atât de la mine cât și de la consultanți, proiectanți, cei care stăpânesc... Adică idei. Da, să vină cu idei și noi o punem valoare dacă la nivelul Comunei Pâncești, chiar ieri a fost domnul consultant de la Euroconsult, șef, adică patron care are poate 10-15 angajați în subordine. Doamna secretară a stat la discuții, dânsul inaugurează acum 20 de ani de la ființare, deci o firmă care a stat pe piață 20 de ani în consultanță, vă dați seama că au avut și proiecte, că altfel dispărea în primii 2-3 ani, nu 20. Și dânsii ne-au făcut și strategia de dezvoltare a comunii, la care eu am mai zis așa, negociat la presă, m-am căutat să mai trag prețul mai jos și mi-a trimis un mesaj care m-a amuzat. A zis că oricând se poate ceva mai se poate face ceva mai ieftin, dar nu e o lucrare, ci o capotoperă. Și mi-a trimis două tablouri, unul făcut de un profesionist și unul de un non-profesionist. Și atunci am ridicat mâna și am dat o dreptate. L-am ales să ne facă strategia de dezvoltare a comunei, din cauza că cunoaște foarte bine comuna de 20 de ani. Au avut multe rezultate și cu primarea anterior, cu domnul Moțioc, eu nu lucrat cei mai mulți ani, din 2002-2003, de când au avut drum pe la Soci, pe la fundul Văii, asfalturi, proiecte care au mai fost. Deci chiar... Chiar vrem să vă zicem că suntem foarte mulțumiți de... de prestanța acestei firme. Așa l-am de anul ăsta care l-a dus cu Euroconsult, cu căminul cultural al nostru. Da, da, e și la mine pe urmă. Cu stația de reîncărcare, mai vine niște precizări cu stația electrică, care am zis că facem în curte aici. Ea e publică, deci toată lumea poate să-și ia mașină, toată lumea, oricine și-ar lua mașină electric, poate să încarce, că se introduc bani acolo și el încarcă de banii care scrie automat, de banii el și la sfârșitul lunii sau trimestrial, noi scoatem bani de acolo și achităm curentul. Problema e alta, că stațiile astea rapide de încărcare, în 40 de minute să încarci mașina electrică, care e mașina viitorului, trebuie să recunoaștem cu toții că nu cred că ne mai întoarcem la căruță și la cățuri. Și încărcarea asta de 40 de minute a mașinii o să consumă curent într-un timp foarte scurt, o intensitate mare și e posibil să ne trebuiască transformator dacă EON-ul nu ne dă avizul că suportă transformatorul nostru puterea asta de încărcare. Acum o să fac o adresă la EON să vină să ne facă niște măsurători, să vedem dacă putem... Da. Ca sunt obiective care le-a realizat firma asta de care vorbea domnul primar și e foarte important dacă sunt multe comuni chiar și din județul Bacău care au lucrat cu ei și au primit finanțare pe proiecte. Ei fac și proiectul, o parte, alții fac consultanța. Da, sunt mulți consultanți și proiectanți care lucrează proiectul, dar nu le duc la capăt. Adică ei vin, iau cotă din primărie și rămâi cu proiectul în sertar, dacă nu ai punctat. Da. O firmă serioasă și... Ne-a făcut și o strategie de dezvoltare care, să zicem noi, că până în 2040. Mai este o comună care era domnul primar aia cu drumul de interes local.
Că pomul scrie acolo. Pomeș. Sat Pomeș. Pomeș. Care au drumuri. Care au drumuri de interes. La drumul de exploatație agricolă s-a discutat ieri domnul consultant că avem obligația ca în cel mult două luni de zile de aici încolo să ne introducem în domeniul public. Eu chiar am mai revenit la dânsul și am zis, doamne, dar m-am vorbit cu directorul la fir, că niciunul din cele 10 proiecte care le are firma aceasta, niciunul nu are toate drumurile introduse în domeniul public. Dar noi le avem intabulate doar. Sunt care nu le-au nici intabulate, deci aia nu mai sunt luat în cap. Și atunci, cum o să fac cumva că nu intrăm în evaluare datorită faptului că nu sunt în domeniul public a comunii, urgent trebuie să facem documentația de introducere în domeniul public, inclusiv a drumului de astăzi care l-am discutat aici. Sper că doamna secretară cu doamna de la achiziție și doamna viceprimar să susțină că e un efort destul de mare de făcut pentru documentația de introducere în domeniul public. Am mai făcut proiect de hotărâri pentru completare. Aici e un timp mai scurt. Dar că dacă nu reușim până la sfârșitul lui martie să le avem în domeniul public și să poate să facem o reactualizare inventarului. Dacă se deschide sesiunea de depuneri și nu le avem depus, nu avem introdus în domeniul public, nu putem depune proiectul. Și atunci rămânem cu cheltuielile făcute și da, sperăm să gândim pozitiv și să ne mobilizăm după sărbători, că acum e foarte puțin și închidere de an, imediat după 3-6 ianuarie, să pedalăm pe acest proiect. Sau bugetul să aprobă până la sfârșitul anului în Parlament și o să fie un an cu buget de la începutul anului și el nu mai fost de mult timp. Da. Dacă alianța asta de mare și puternică, e normal. Datorită PSD-ului. Vă rog. O propunere pentru ce se va realiza în anul viitor, dacă sunt posibilități. Ar fi sistemul de supraveghere video, măcar în punctele cheie din comună, ar fi eficient. Da. Da. Bugetul ne permite să... Da, trebuie să luăm în calcul și eu m-am mai gândit la aspectul ăsta că faza bună păzește primești de area. Nu ar trebui să montăm după ce avem multe incidente neplăcute. Da, să căutăm, să vedem, să facem o evaluare și să vedem ce sume ne-ar trebui. Acum, mai nou, am vorbit cu domnul Roșca, care are în monitorizare și pază și monitorizare construcția primării, unde avem și casierii și ăsta. Să ne ia și căminul cultural, am scos biblioteca și construcția care e în lucru acum. Am scos-o de la plată, că biblioteca a dat-o la școală și așa. Și am introdus, sau suntem în curte, introduce căminul cultural. Și acolo avem dotări de un miliard și ceva care ele se asigură. Și dacă în caz de ori, firma respectivă trebuie să ne, dacă nu îl prinde pe hot, trebuie are, prin alte firme de asigurări, să ne cumpere bunurile care se fură de acolo. Deci nu putem să ne asumăm noi niște valoare, să le lăsăm așa ne asigurate sau ne păzite. O să facem sistem de asigurare prin efracție și monitorizare video, cum spune domnul Arvinte, la prin intersecții, prin zonele unde la școli, la... Da, domnul director se referea la drum, pe drumurile publice, județenii. Da. La vedere, când trece o mașină, cine a trecut, cine a intrat, punctele cheie. Da. Am în calcul și aspectul ăsta, că e foarte important. Problema cu căminul de la Soci, se trebuie văzut ceva, că e o pată neagră. Da, e adevărat, să știți că... Se derămă, văzăm cu ochii și... Eu am început acum 2 ani... E urât așa, ca aspect. Am început acum 2 ani o procedură de demolare a imobilul respectiv. Deci, sub nicio formă, nimeni nu mai face un proiect să mai punem bani pe imobilul ăla. E fur și dărâmat, e cu șindilă de 50-100 de ani, urmă de când e făcut. Nu, de recondiționat nu se mai poate. Acum, ca să putem face ceva acolo, trebuie văzut ce construcții sau ce utilitate îi dăm și că e un spațiu foarte, foarte mic.
și nu avem un, ar mai fi o variantă, chiar dacă la Planariu are acte acolo, să mai cumpărăm ceva de la un vecin și să facem o construcție. Într-adevăr, în mijlocul satului, dintotdeauna, ora, balul, nunta cu metria, o cântată în mijlocul satului și s-au bucurat și cei prezenți și cei de pe prispul bătrân care nu puteau să participe la evenimentele culturale sau distractive care au fost. Deci poziționarea lui a fost foarte bună în zona aia, dar datorită pretențiilor care sunt astăzi, să zicem, legilor a mediului, a DSP-ului și așa, nu avem spațiu suficient pe același loc să construim un alt cămin cu ce se cere proiectul. Eventual o sală de sport pentru copiii de la școală. Dar la școală mai am început un teren de sport și am coordonat, nu știu care înainte. Mai facem o cheltuială să... A fost până de stat de așa. Da, nu comentez. Eu am cerut că dacă tot ați dus discuția către acest imobil care nu a funcționat din nou, ca să zicem așa, și nici nu s-a finalizat, am cerut de câteva ori de la București pentru construcție imediat, în primii ani după ce am intrat primar, construcții neterminate. Dar uităm la Consiliul Județean în fiecare an când construim bugetul. Da, niciodată nu ne mai dăm să mai finalizăm acea investiție. Am mai vorbit și cu anumiți consultanți, proiectanți, doar despre cămin de la soți, să revenim un pic, să-l dărâmăm. Dar eu zic, domnule, ce faci în el? Că dacă vrei o finanțare, mai ușor găsești o finanțare cât e el în picioare. Că poți arăta pentru ce că-i vești. Dacă îl dai jos și nu mai ai nimic, păi e de la zero și e mai greu de găsit. Acum, cum am spus, problema e terenului. Dacă vecinul din partea dinspre Gheorghești, cum zicem noi, Banariu sau cine e acolo, dacă am putea să vândă, să-ți găsim o soluție, să mai cumpărăm 5-6 ari de acolo, am putea să-l mutăm mai... Și atunci să facem o construcție, vedem, cămin cultural, casă de bătrâni, ce-o fie, e o construcție publică, dar va fi să găsim și finanțarea, bineînțeles, că și asta e foarte important. Pe banii proprii, bugetul local. O să mai vedem, să mai analizăm ce putem face, dacă nu, o să demolăm și în cel mai rău caz, dacă altă alternativă nu e, am gândit să facem un loc de joacă pentru copii, cu scrâncevi, cu luminiți, avem lumini și în centrul satului, cu bănci, cu astea, avem bătrânii să odihnesc, copiii să joacă, facem o investiție împrejmuită cu gar și cu copiii sunt la soci, că avem acolo un capăt destui, au ce să juca, au ce străca, și pe aici, duminică, se reau peste garduri, că nu văd. Deci ploua cu gălea ta? Ploua și ei erau pe la cămin, prin curte. Sunt primat, dacă îmi permiteți, nu... Da. Vreau să nu ia cineva numit de rău, dar haideți ca să vă spun părerea mea ca finanțist. Domn primar, vă spuneți-vă și vă place dumneavoastră să audiți că e om politic. Eu, ca contabil, consider că nu este necesar un cămin la soci. Din motivul că avem cămin la Petrești. Și cândva comunile astea au fost Petrești și Pâncești, nu? Și Sociu face parte de la Petrești, de comuna fostă Petrești. De ce nu face, de ce nu este rentabil? Pentru că e o grămadă de bani investiți, care trebuie să o luăm în ordinea priorităților. Adică trebuie să terminăm canalizarea, trebuie să terminăm multe obiective, astea cu iluminatul, cu școala care domn primar au făcut un proiect nou cu școala, tot cu eficientizarea energetică asta și aici sunt bani prin Ministerul Mediului și acolo o să avem și acolo contribuții. Deci, care nu vreau să fiu înțeles greșit, dar la Petrești, de când am făcut căminul ceala, am făcut anul trecut vreo 25.000 de lei beneficiu. Da, domnul Dar, dar trebuie să luăm în calcul că a fost pandemia, că să știți și acum, ieri m-a sunat pe inclusivele Armanier, domnul, nu închiriez căminul la Petrești. El e gata de înaintea pandemiei, domnul Dumnezeu. Nu avem voie să facem botez, nu? Decât în condițiile... Un părculeț de joacă, eu zic că este frumoasă acolo. Da. Cu băncuții frumoase. Da, așa de... Eu așa văd treaba, deci nu...